Examenul de titularizare ne arată și anul acesta că noua generație de profesori are mari lacune și nu doar de pregătire, ci și de ordin moral. Deși s-au înscris la examen, 20% nici măcar nu s-au prezentat. Unii au fost prinși copiind cu căști în urechi sau cu telefonul ascuns pe sub haine. Câteva mii au ieșit din clase când au primit foaia cu subiecte. Asta deși la anumite materii, o parte dintre cerințe pot fi rezolvate corect de un elev din școala primară. Și acum desparte-l în silabe. Gra-un-ce-le. Unele subiecte de la titularizare pot fi rezolvate ușor și de acești frați care au terminat clasa întâi. Educatorii din creșe au avut de despărțit în silabe grăunțele și hrană. Hrană. Învățătorii au avut de găsit câte un sinonim pentru cuvintele ciudat și întâmplările. Ciudat sau? Suspect. Suspect. La matematică s-a dat o problemă cu bluze colorate, de rezolvat prin metoda grafică. Dintre cei 31.900 de doritori care s-au înscris la titularizare, mai puțin de 24.000 au ajuns să predea lucrările. Cei mai mulți absenți sunt din absolvenții generației curente. Apoi, dintre cei care au reușit să ajungă în centrele de examen, în momentul când au văzut subiectele, încă 2.600 s-au ridicat din bănci și au spus că renunță. La finalul probei, 12 lucrări au fost anulate deoarece membrii comisiei de examen au considerat că prezintă semne pentru a fi recunoscute. Asta după ce, în timpul probei, 26 de candidați au fost prinși că încearcă să copieze și au fost excluși cu interdicția de a fi la catedră în următorul an școlar. Prin comparație, la bacalaureat a încercat să fraudeze proba un candidat din 1700, în timp ce la titularizare a fost unul din 700. Cea mai folosită metodă, casca miniaturală. Se aude, dacă este liniște în sală, ce se transmite prin cască se aude și au recunoscut tentativa de fraudă. Avem o foarte mare problemă de integritate înainte de orice. Că noi suntem întotdeauna oglinda sufletului copiilor. Au nevoie de o referință, au nevoie de o raportare. Iar dacă noi le dăm oglinda distorsionată, atunci iese o mare, mare, mare porcărie, pe bune, cum este cazul acum. Evident, există și dascăli tineri care au muncit mult și așteaptă nerăbdători rezultatele. Am stat o lună închisă în casă, trebuie în fiecare zi să stai să înveți. Am dat și meditații, că na, tot e boala asta cu meditațiile. Și na, am avut o elevă cu notă foarte mare. Și asta m-a ambiționat. Da. Cât? 9.40 a luat. În următoarele zile vor intra în conturile dascărilor, atât titulari cât și suplinitori, 1.500 de lei, obținuți în timpul grevei generale.